Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Despre cazul șoferilor folosiți ca scut uman pentru prinderea unui vampir care furase o mașină, vampirul, de fapt, candidat de vampir, că era, este elvețian dânsul. Toată nenorocirea s-a întâmplat în Sibiu pe DN1, într-o porțiune cu două benzi pe sens separatoare. Deci, candidatul de vampir fură o mașină, încercând să ajungă la o întâlnire cu stră bunicul său, Vlad Țepeș, în pădurea Hoia Baciu, pentru validare. Asta sunt declarațiile lui. Eu nu fac decât să citez aici. Vampirul poate l-a văzut la televizor, are niște canini așa, nu știu dacă și-a pilit caninii sau ceilalți din, sau și-a pus caninii, nu știu, dar arată spectacol. Omul e prăjit total, adică vezi sau... Bun, și poliția a început să-l urmărească. Vampirul fumat și fără permis a panicat, mai ales că ieșea soarele, a fugit de poliție. Și ce se gândesc polițiștii noștri ageri și agili, tip Rambo, să folosească restul mașinilor din trafic ca obstacole pentru fugar, pentru cel urmărit. Și, drept urmare, opresc traficul de tot pe DN1 în Sibiu, într-o zonă respectivă, au ținut mașinile pe benzile respective. Adică, cum mergi tu liniștit, te oprește poliția. Și ce se întâmplă de obicei când te trage, când te oprește poliția? Chiar se spune, te-a tras poliția pe dreapta. Poliția, primul lucru pe care îl face, te scoate din trafic. Te pune pe marginea drumului ca să, mă rog, să te verifice control, viteză, alcool, ce fac ei acolo. Când te trage, te scoate din trafic. De ce te scoate din trafic? Ca să nu vină altul din spate să te bușească. E, de data asta, ce a făcut poliția? Care era ideea? Să nu poată trece fugarul cu mașina lui, nu? De ce să nu poată trece? Pentru că dacă ar fi încercat, ar fi lovit mașinile oamenilor care se aflau întâmplător în zonă și pe care tocmai poliția le-a oprit pe poziție, astfel încât să devină bariere. Vi se pare în regulă? Vi se pare ceva normal în situația asta? Deci tu ești în trafic, te oprește poliția ca să se izbească ăla în tine, practic. Asta este planul, asta e premeditarea. Nu există altă explicație. Că poliția știe, ca să nu te lovească, te scoate din trafic. De data asta i-a lăsat pe șosea. Și au vrut să-i însceneze lui aia coloană. Da, să observăm că polițiștii n-au folosit mașinile lor ca să oprească hoțul. Și nici n-au tras pe dreapta participanții la trafic, ci i-au lăsat în drum. Deci premeditarea, cum spunea, e clar. Bine, ați văzut sau ați auzit la știri ce a urmat. Vampirul, candidatul de vampir, dom'le, n-a avut comportament rezonabil. Deci el n-a oprit în coloană, știi? Adică și polițiștii, bă, băiatule, au bătut obrazul, păi, da, vezi că am oprit traficul, tu de ce nu oprești la semnele noastre? Păi ăla nu oprise, deja nu oprise la semne. Era clar că are, sunt puține șanse să oprească la ceva. Bun. Deci n-a procedat rezonabil, cum credeau polițiștii că se va întâmpla, ci a intrat cu forța între benzi, lovind patru alte automobile la rând. Impactul a fost atât de violent, încât celelalte mașini au fost sever avariate. Sunt fotografii, sunt mașini făcute zob. Oamenii din ele au trecut prin trauma unui accident în care nu au avut nicio vină. Iar la mașina candidatului de vampir s-a rupt o roată. Așa l-au și prins. De altfel, oamenii indignați după aceea sau... au fost folosiți de scuturi umane, asta spun, s-au înfuriat, mergi cu mașina la treaba ta și te oprește în drum poliția ca să blocheze drumul cu tine. Că vine unul mare viteză și ei n-au altă idee. Cum să nu te enervezi? Unul spunea, eu de obicei pe drumul ăsta duminica merg cu copilul meu, care stă exact acolo unde a lovit ăla. Întâmplător nu era copilul în mașină. Bun, sunt polițiști, sunt nebuni, adică au pus în pericol niște cetățeni oarecare. Acțiunea asta a organelor este o porcărie. Și o demonstrație a faptului că poliția română încă nu își înțelege sloganul, binecunoscutul slogan, siguranță și încredere. Siguranța cui? A polițiștilor? Sau a cetățenilor, stimați polițiști? Nu pui în pericol nevinovați ca să oprești un hoț de mașini. Dă-l încolo, e un hoț de mașini. În alte țări în care se fac urmăriri pe autostrăzi, în Statele Unite, poliția evită să pornească în urmărire dacă e trafic. Îl urmărește pe ăla din elicopter, nu și-a luat poliția, elicopter Black Hawk. Bravo. Păi, avem elicoptere, ce facem cu ele? Și îl oprește undeva, în siguranță. Mai rău este că oficialii poliției, poftiți să explice ce s-a întâmplat acolo, au trecut automat la limbaj de lemn și au invocat papagalicește procedura. Ză procedură, înțelegi? De parcă n-ar avea cap să judece când procedura pune în pericol cetățenii. Au interpretat automat, papagalicește, lemnos procedura asta și rezultatul e că sunt niște oameni care au fost victimele unor accidente rutiere din cauza lor.
să-l ascultăm pe comisarul șef Lucian Tarnu, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. Misiunea s-a desfășurat cu respectarea procedurilor specifice de lucru aflate în astfel, aplicabile în astfel de situații. Vorbim aici despre o misiune contra cronometru, derulată pe o distanță de aproximativ 10-12 km, într-un timp foarte scurt. Da, sincer să fiu, deci mama trebuie să-i și felicităm acum, știi? Pe mine ca cetățean chiar nu mă interesează recordurile de timp în care poliția aranjează mașinile trecătorilor în dispozitiv de blocare pe un drum public din România. S-a respectat procedura și misiunea a fost contra cronometru. Și ce mă interesează pe mine că e contra cronometru sau nu când mă pui pe mine obstacol când intră drogatul cu mașina mine? Serios? Felicitări pentru contra cronometru vostru, dar făceți-l astfel încât să nu mă puneți în pericol pe mine. Pe mine mă interesează ca în primul rând cetățenii să nu fie puși în pericol de autorități. Ori când mă folosești pe mine cu mașina mea ca să blochezi un drum pe care vine un nebun cu o mașină furată, nu poți să nu mă întreb cam ce înțelegi tu din misiunea ta de apărător a legii și ordinii. Mai avem o declarație a unui șef de la Sindicatul Polițiștilor, domnul Ionuț Pop, vicepreședinte Europol. Scut uman ar fi însemnat să fie coborâți din mașină și să rămână expuși pe spațiul carosabil. Înțelegi? Adică n-avem proprietatea termenilor. Da, n-avem proprietatea termenilor. Deci, în primul rând, domnul șef de sindicat, în general, nu trebuie să apărați tot ce fac angajații. Uneori angajații mai greșesc. Și când fac greșeli atât de mari, puteți să spuneți, doamne, nu credem că au procedat corect. Scut uman, suntem la semantică. Da. Mă înțelegi? Dacă ești mașina folosită ca obstacol, acolo tu ești conținutul al scutului. E mașina scut. E scut în scut. Da, practic, dacă ai și airbag, n-ai nicio problemă. Ce te plângi atâta? Știi? Doamne, nu era el scut. Scut era să-l întind eu pe șosea. Dar dacă nu l-am întins pe șosea și el doar era mașina care era pe șosea, atunci el nu e scut, mă înțelegi? Mașina scut. Alt polițist, ce vorbim aici? Alt polițist, șeful serviciului rutier Sibiu, Bogdan Maxim. E plin de o înțelegere cam confuză față de victimele acțiunii colegilor săi. Îl citez. Iată ce spune șeful poliției rutiere din Sibiu. Sunt reprobabile, bineînțeles, și le tratăm ca atare. Orice suferință, orice pagube, orice împrejurări cu care se pot confrunta participanții la trafic, însă vă afirm cu responsabilitate faptul că consecințele s-au diminuat prin modul în care dispozitivul s-a mobilizat, s-a organizat, am chiar citat. Deci e asta, e să zicem mersi că n-a fost mai rău, nu? Deci nu sunt împrejurări cu care se pot confrunta. Împrejurările au fost create de polițiști. Participanții la trafic s-au confruntat cu împrejurările, nu că a fost fatalitate, că așa a fost o situație, o extorsiune de degajament. Nu, frate, polițiștii voștri au oprit oamenii pe drum ca să blocheze nebunul și ăla a intrat în ei. Deci împrejurările sunt create de voi. Doi, sunt reprobabile sau regretabile? Că mi se pare că nici aici nu avem proprietatea termenilor. Adică reprobabile sunt faptele polițiștilor, regretabile sunt suferințele cetățenilor. Suferințele nu sunt reprobabile, domnul șef de poliție. Reprobabil e ce faceți matale, ca să vorbesc pe înțelesul dumneavoastră. După care același șef de poliție, domnul Maxim, îi reproșează fugarului că, domne, n-a fost rezonabil când a intrat în mașinile oprite de polițiști în mijlocul drumului. Dați-mi voie să citez în continuare. Deci, vreau să fac precizarea, spune domnul Maxim, că locul spre care se deplasau polițiștii biroului rutier Sibiu este un loc care, pe partea dreaptă, raportat la sensul de mers al autovehicului urmărit, era mărginit de teren viran. Persoana care conducea autovehicul furat avea posibilitatea să se degajeze dreapta. Am chiar citat. Adică, indisciplinatul ăla de infractor n-a ales, domne, cum ar fi vrut polițiștii să o ia pe câmp. Deci ei au oprit traficul și au zis, stai să vezi că acum el, rezonabil fiind infractorul, nu o să intre în mașinile oamenilor. O să o ia pe câmp, îi facem loc să iasă pe câmp. Dar ăla drogat fiind prăjit total, vampir, ăla n-a ales soluția rezonabilă. Și ce să vezi? S-au creat împrejurările cu consecințele reprobabile de care vorbește domnul ăsta șef de poliție. Păi suntem moșteacă. Deci în continuare ăștia sunt, pe cuvântul meu, unii au rămas la miliție, unii sunt milițieni în continuare. Păi, al naibii vampirul ăsta numai să facă rău. Și uite, acum șeful poliției trebuie să constate că faptele acestuia sunt reprobabile, dar consecințele au fost minimalizate, citesc, prin modul în care dispozitivul s-a mobilizat, s-a organizat. Tovarăș, parcă asist la ședința BOB, Biroul Organizației de Bază. Tovarăș, consecințele au fost...
Mă, știți cum e vorba aia? Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă ferești singur. Păi eu aș parafraza, mi se pare că parafraza merge perfect aici. Ferește-mă, Doamne, de polițiști, că de infractori prăjiți mă feresc singur. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.